Bine v-am găsit! În acest material vom vorbi despre unitățile de măsură pentru lungime. Ne vom referi în special la unitățile non-standard, mai precis, la modul în care măsurăm dimensiunile obiectelor folosind ceea ce avem la îndemână. Părinții le-au propus copiilor să schimbe covorul și fața de masă din camera lor. Pentru a cumpăra un covor de aceeași lungime cu cel vechi și o față de masă potrivită, George și Alina trebuie să afle ce lungime au aceste obiecte. O vedeți în imagine pe Alina măsurând lungimea covorului cu palma. Oare procedează bine? Desigur, ea procedează foarte bine măsurând covorul cu palma. Nu are ruletă sau alt instrument de măsură pentru lungime. De aceea se folosește de palmă. Ea a constatat că lungimea covorului este de 10 palme. Știți cum a măsurat Alina cu palma? A deschis palma, a așezat degetul mare la o margine a covorului și a întins palma cât de mult a putut. Distanța dintre degetul mare și vârful degetului mic reprezintă o măsură. A mutat degetul mare lângă cel mic, apoi a întins din nou palma, distanțând degetele. A continuat în acest mod până a măsurat toată lungimea covorului. În vechime, oamenii măsurau obiectele folosindu-se de părți ale corpului. Ei foloseau palma, mâna, cotul, talpa piciorului și pasul. George a măsurat și el lungimea covorului, însă cu talpa piciorului, și a aflat că lungimea covorului este de 8 tălpi. Apoi George a măsurat și masa. Distanța de la cot până la vârful degetelor reprezintă o măsură. A aflat că lungimea mesei este de 2 coți. Rețineți, când vorbim de cot ca parte a corpului, spunem un cot, două coate, iar când ne referim la cot ca unitate de măsură, spunem un cot, doi coți. Știți ce putem măsura cu pașii? Putem măsura lungimi mai mari, cum este lungimea sălii de clasă, a unui hol, distanța în sala de sport sau pe terenul de sport. Putem măsura lungimile folosind ca reper obiecte, cuburi, agrafe de birou sau creioane. Un robot este înalt cât 7 cuburi. Un caiet are lățimea cât 5 agrafe, iar masa este lungă cât 5 creioane. Vă invit la joc. Priviți desenul și alegeți răspunsul corect. Cât de lung e trenulețul? Cât 8 cuburi? Cât 9 cuburi? Sau cât 10 cuburi? Trenulețul e lung cât 9 cuburi. Banca e lungă cât? 4 palme? 5 palme? Sau 6 palme? Banca e lungă cât? 6 palme. Care e lungimea pensulei? Cât 7 agrafe? Cât 10 agrafe? Sau cât 8 agrafe? Pensula este cât? 7 agrafe. În vechime, în țările române existau și alte unități de măsură pentru lungime: stânjenul, prăjina și funia. Pe data viitoare!